A doua ediție a Festivalului Instituțiilor de Cultură din Botoșani se desfășoară în perioada 17-19 august 2023 în Centrul Istoric din municipiu. Pe data de 17 august, începând cu ora 19, Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache va prezenta spectacolul Soacra cu trei norori, urmat de Teatrul Mihai Eminescu, care va aduce în atenția audienței începând cu ora 21, noaptea unui vis de vară. Ziua de 18 august va fi dedicată Filarmonicii de stat George Enescu, iar accesul publicului va începe de la ora 18:30. Momentul cel mai așteptat al serii va fi recitalul invitatului special Richard Kleiderman, întrucât accesul la spectacolele din cadrul Festivalului Instituțiilor de Cultură este gratuit. Pe baza unor invitații oferite în limita locurilor disponibile, botoșănenii s-au grăbit să le obțină. Ce să vă servesc? Cu ce să... Mă duc trompeta, vă cânt cu trompeta! Vă cânt ceva, nu mai să treacă timp! Suficient și vă mulțumim! Anul trecut n-am reușit să prindem invitații, nu știu cum a fost, dar până la urmă tot am căpătat o invitație, că un domn și-a făcut milă de noi. Suntem mândri de ceea ce avem aici. Am putea vorbi despre cel mai important spectacol pe care l-a avut vreodată Botoșani pe linie cu Jura. Exact, așa. Am fost și anul trecut și păi, știm, unde mai poate fi și mai frumos. Nu-l mai vedeam. Da, e o personalitate. Personalitatea tinereții noastre. Noi am crescut cu muzica lui. În ultima zi a Festivalului Instituțiilor de Cultură din Botoșani, pe 19 august, de la ora 15 la Cinematograful Unirea, Teatrul Mihai Eminescu va oferi proiecția Amintiri din copilărie.